lui Talk Show Monden. Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit dincolo de aparențe. Astăzi în compania unei doamne care, datorită harului cu care a fost înzestrată, a făcut înconjurul planetei. Este nepoata lui Octavian Goga, este scriitoare, are 3 doctorate, iar oamenii se uită la ea ca la un oracol. Ce înseamnă saltul în conștiința colectivă și cum să trăiești în iubire, integritate și curaj? Ne spune astăzi Carmen Hara. Rămâneți aici! What a wonderful world. Carmen, avem obiceiul de a spune, așa a vrut Dumnezeu, dar uităm că alegerea o facem noi oamenii. Că dacă alegi să te detonezi sau să omori un om, nu e pentru că te-a îndemnat Dumnezeu să faci asta. De ce noi oamenii punem astfel de lucruri în cărca lui Dumnezeu? De ce facem asta? Pentru că noi, de fapt, nu înțelegem exact ce înseamnă Dumnezeu. Și noi considerăm că suntem ghidați de undeva, de o forță superioară și că absolut tot ce este în viața noastră este rezultatul unei fatalități sau că suntem victimele unui destin, ce este o eronat. În lumea care trăim în viitor, începem să schimbăm această programare. Noi credem că suntem programați, dar putem fi reprogramați de noi înșine. Din nefericire ne lăsăm programați de exterior, de lumea din jur, care în esență este de fapt reflexia lumii noastre interioare. Și dacă te uiți la lumea în care trăim, vorbeam asta pe pauză, suntem atât de agitați, atât de supărați, de nemulțumiți și punem tot vina pe sistem și indirect pe Dumnezeu și întrebăm unde este de fapt Dumnezeu să ne facă lumină, că ne rugăm pentru lumină în fiecare zi, să ne lumineze mințile. Dar de fapt, lumina asta este în noi, există, este acolo, dar trebuie să o descoperim. Se spune că trăim într-o lume care este deprimată și oamenii care sunt deprimați, care sunt o mare majoritate a acestei populații, de fapt trăiesc în trecut. De ce ești deprimat? Pentru că ceva ți s-a întâmplat și nu te poți desprinde de evenimentele trecute. Și de asta trăim într-o lume care se numește lumea medicației antidepresive. Se spune în America, trăim în lumea lui Prozac, care e cea mai recomandată medicație de depresie. Se dă de la copii până la bătrâni, non-stop, în cantități uriașe. La orice psihiatru te duce, spune ea, pentru că tu, de fapt, nu ți-ai rezolvat problemele interioare pe care tu le tragi, ca un bagaj în cârca ta, ca un balast de ani de zile. În timp ce oamenii care trăiesc anxioși, sunt oameni care le e frică de viitor. Ei, într-un fel, trăiesc în viitor. Singurii oameni care trăiesc în prezent sunt oamenii pașnici. M-a întrebat de ce am această pace. Pentru că vreau să trăiesc momentul ăsta, aici cu tine. Asta nu contează că mâine este acum lumea pe stradă, da, sau ce se întâmplă. Eu trăiesc acum cu tine și mă bucur de acest moment. Foarte rar întâlnești oameni liniștiți, pașnici. Nu trăiesc în prezent. Fără să fie turbați, ei fără nu să fie trăiesc agitați, în prezent. Fără să fie... Dacă îi întreb care e problema lor, începe să se scrie o întreagă poveste. Da, da, de ce li, da, s-a întâmplat și lor? Tot timpul m-am săturat, m-am săturat. Da, s-au săturat pentru că ceva li s-a întâmplat. Sau îți spune, mi-e frică că mâine vine războiul. Mâine. Sau să mâine se întâmplă ceva. Deci, da, avem aceste două categorii. Cea de-a treia, oamenii care trăiesc pașnici și trăiesc în momentul prezent, sunt extrem de puțini. Dar toate învățăturile vechi nu spun decât trăiți în pace. Da. Pace, pace. Și ce înseamnă Dumnezeu este armonia universală la care trebuie să ajungem și în care putem să ne conectăm ca să putem trăi momentul prezent cu toată bucuria. Carmen, e o prostie să te gândești la faptul că atunci când cineva face o faptă rea sau bună, e doar alegerea lui sau e îndemnat de o forță de dincolo? N-aș vrea să fim redundante, că tocmai am vorbit despre asta, dar... Cum să spun, fenomenul e foarte complex. Deci, câteodată faci alegeri greșite sau acționezi pe impuls. Noi suntem, interesant, codificați la diferite nivele ale unei piramide. Imaginează-ți conștiința umană ca o piramidă. Majoritatea din noi, dacă s-ar face o statistică,
funcționăm la nivelul de jos al piramidei conștiinței umane. Nivelul de jos al piramidei este nivelul ego-ului nostru. Primitiv. Noi gândim prin ego-ul nostru și indirect prin impulsurile emoționale. De aia se spune că noi suntem primitivi pentru că avem creierul reptilian, creierul de reptilă și acționăm pe impulsuri. Când te uiți la cineva, prima reacția ta este reacția emoțională. Îți place persoana sau nu-ți place? Nu mai ai răbdare. Deci nu încerci să o cunoști, reacționezi. Auzi, oamenii spun, dar nu-mi place omul ăsta, pur și simplu nu știu de ce. Pentru că reacționezi pe impuls emoțional. Dar spune-mi, tu acum, în momentul ăsta de față, în viața ta actuală, mai ai astfel de impulsuri? Da, pentru că suntem toți oameni. Dar când progresezi pe piramida asta spirituală, ți le identifici. Unde ai ajuns în piramidă, apropo? Unde crezi că ești? Sunt în inima mea, în sufletul meu, în starea mea. Cred că am progresat în piramida asta spirituală, la starea asta în care spun, la o stare de pace. Piramida este constituită pe 7 nivele, pentru că dacă ar fi să aplicăm teoria dumnezeiască, că există, Dumnezeu a avut 7 zile, a vrut să facă lumea, există 7 nivele ale piramidei. Deci eu cred că sunt undeva, să spun, încerc să mă ridic pe nivelul ăsta, deci cele 7 nivele ale piramidei spiritului. Și, cum să spun, noi de fapt suntem desenați să progresăm. Nefericirea este că mulți dintre noi revinem la acest nivel inferior al conștiinței umane și ne întrebăm, dar oare de ce suntem atât de dezamăgiți, nefericiți, pierduți, nu ne găsim direcția, totul este, lumea din jur e rea cu noi. Nu! Lumea noastră interioară noi n-am deschis-o ca să proiectăm în lumea exterioară, unde dacă accesăm acest potențial al nostru, putem să obținem orice de la lumea exterioară. Da, tu și toți cei care ne conducem după legea morală, de ce putem să ne înfrânăm pornirile, să nu facem fapte rele? Sau poate unii dintre noi nu avem deloc aceste porniri față de cei care comit crime, de cei care fură, de cei care distrug. Eu am să spun, părerea mea este despre oamenii care comit crime, că sunt oameni care au o problemă cu chimistria creierului, înțelegi? Criminalii s-au făcut foarte multe statistici, au hormonii din creier care se numește neurotransmitters, într-o imbalanță completă. Deci eu sunt psiholog și am studiat foarte mult cum funcționează și poate lumea spune despre ce vorbesc eu. Vorbesc de dopamina din creier, de serotonină, de epinefrină și toate aceste funcționalități chimice care conduc creierul uman, care dacă sunt în imbalanță, în dezechilibru, omul poate să ajungă să devină un criminal. Deci oamenii care au tendința asta, oamenii violenți, sunt oameni violenți care pur și simplu nu se pot controla și ajung să facă o crimă, de multe ori poate nu neapărat intenționată. Da, există în America chiar acele întruniri de management, al furiei, al mâniei. Da, sigur că nu? Da, se spune că te duci și faci aceste cursuri exact, în care îți temperezi. În America și peste tot în lume există un test care se numește Neurotransmitter Test, în care îți controlezi. De exemplu, în momentul în care noi îmbătrânim, un chestie foarte interesantă, nivelul dopaminei din creier scade brusc. Ce se întâmplă? Nu ne mai interesează. Nu ne mai interesează să ne îmbrăcăm frumos, nu ne mai interesează să ieșim, nu ne mai interesează să avem sex, nu mai vrem nimic. Încet, încet ne retragem, te uiți la oamenii cei bătrâni, păi se sunt izolează. Bătrân, nu mai pot, trebuie să stau acasă, nu mai pot să... Și vezi pe unii la anumită vârstă și ești surprins și dacă îi controlezi, nivelul lor de dopamină este ridicat. Mi-am controlat nivelul meu de dopamină, că toată lumea mă întreabă, dar de unde este energia? Nivelul meu este to the roof, știi? La cer. Și vreau să fac lucruri care, la care mă uit în oglindă și stai puțin, că totuși eu am această vârstă. Oamenii vor să știe dacă va fi război, dar oamenii nu-și dau seama că asta depinde de ei. Ce crede Carmen Hara? Aflați aici. Rămâneți! Vremurile pe care le trăim sunt consecințele faptelor noastre. Mai putem face ceva? Mai putem îndrepta consecințele? Putem. Niciodată nu e târziu să corectezi. Niciodată nu e târziu să spui îmi pare rău. Niciodată nu este târziu să ierți. Niciodată nu este târziu să te
uiți la ce ai făcut cu alți ochi și să vrei să progresezi, că numai spre binele tău. Progresia asta vine din noi și nu se reflectă decât asupra noastră și indirect relațiile cu oamenii din jur. Că relațiile umane sunt foarte afectate în lumea în care trăim. Lumea este conflictuală. Toată lumea pe mine mă întreabă când vine al treilea război mondial. Dar de ce o să te întreb să și vină? Eu. De ce trebuie să vină? Carmen, uite, apropo de faptul că învățații vremurilor actuale, voi, oamenii care aveți altfel de percepții, spuneți că facem salturi în evoluție, că pe 28 septembrie am intrat în dimensiunea a cincea, că s-a modificat ADN-ul, că s-a produs saltul în conștiința colectivă, că empatizăm și redescoperim iubirea profundă. Însă ceea ce trăim acum e umbra războiului. Am asincer. Da, deci se spune mereu și... Dar dacă te uiți la lumea virtuală, da, la lumea în care trăim, nu vezi deloc acest salt în realitate. Unde e saltul? Da, toată lumea întreabă despre ce vorbiți voi, niște oameni care dar incontestabil, legea gravitației s-a schimbat. Incontestabil, rezonanța Schumann se schimbă și frecvența conceptului de timp se schimbă. Și asta afectează, pentru că noi suntem forme de vibrație și ne afectează energia și vibrația. Deci, incontestabil, schimbările universale există. Și dacă te uiți la cosmos, la influențele planetare, omenirea a trecut, într-adevăr, într-o altă eră, într-o altă epocă. Din 2000 de ani de dominație masculină, în 2000 de ani de negativitate numită în antichitate era lui Kali Yuga, noi am trecut într-o eră de aur, adică trecem până în 2033. În 2033 s-ar părea că după toate calculațiile lumii am pășit în această eră. Nu putem păși așa. Deci noi suntem pe o bordură, omenirea nu-și dă seama, la o graniță între bine și rău. Și putem, apropo de alegere, noi putem să mergem spre minus sau spre plus, e alegerea noastră, spre bine sau spre rău. Și suntem foarte testați. Este într-adevăr o forță care ne testează. Ce alegeți? Alegeți să fiți pașnici sau alegeți continuă să vă bateți cum vă bateți de mii de ani? Va fi război? Eu zic că nu, pentru că un război la ora asta, hai să ne gândim puțin, ar fi o catastrofă mondială dacă s-ar... pentru că avem bomba atomică. Am să spun ceva, influențele planetare asupra vieții noastre sunt incredibile, nici nu ne dăm seama. În 1933, noi am descoperit planeta Pluto. Aceasta este o planetă destructivă. Fiecare planetă, când a venit în sistemul solar, a influențat viața pe Pământ. De ce spun? Imediat după această descoperire, noi am găsit bomba nucleară. Deci, planeta destructivă a adus la nivelul conștiinței umane un potențial destructiv. Dar, după asta am descoperit o planetă mult mai mare decât planeta Pluto, care a venit și a atenuat această forță destructivă. Dacă ar fi să merg numai pe faptul că aceste influențe planetare schimbă, eu cred că interferența noilor planete în sistemul solar va atenua și diminua posibilitatea ca această forță destructivă să distrugă viața pe Pământ. Pentru că eu nu cred că noi trebuie să dispărăm nicăieri, eu cred că noi trebuie să progresăm și că va trebui inevitabil să ajungem acolo. Suntem testați, dar sper să câștigăm testul cu timpul și că influențele într-o sferă superioară să ne ducă într-adevăr la a ne deștepta, că nu e cazul să ne omorâm, trebuie să încetăm cu chestia. Carmen Hara a fost săracă, a purtat haine făcute din perdele și draperii. Și am fost la fel cu voi, că și eu m-am născut la țară. Nici eu n-am avut niciun ban. Dar și-a împlinit visele. Cum a fost posibil? Aflați aici! Oamenii trăiesc apăsați de grijile cotidiene. Unii sunt copleșiți de datoriile de la bancă, alții sunt doar cu gândul la distracție, la vacanță. Cum ar trebui să gândim ca să evoluăm? Oamenii trăiesc în cotidian, în acest cotidian, în grijile mărunte și se pierd în grijile mărunte. Dacă poți să ai în fiecare zi un moment în care să te detașezi,
De asta vorbim mereu de meditație. Ce înseamnă a medita, ce-o fi aia meditație? Dacă poți să te detașezi de grijile mărunte și de lucrurile nesemnificative și să-ți iei 10 minute pe zi, o jumătate de oră, să ai o conversație cu tine, conversația cu tine ca și cum ai vorbi cu Dumnezeu care există în tine, noi cred că suntem ființe care suntem de fapt desemnate să fim dumnezeiești, să fim minunate. Suntem așa de minunați construiți și așa de bine echipați și inteligenți. Deci dacă noi ne-am luat acel moment în care am spune, nu mă interesează câte biluri am de plătit, nu mă interesează, vreau să văd ce fac eu cu sufletul meu. Vreau să văd cât timp mi-am dat pe zi să mă uit la copaci, la flori, la natura asta minunată, cât timp am petrecut să-mi fac o proiecție unde mă duc cu viața mea. Bine, cineva de la televizor te-ar putea întreba, și ce? Ce? Cu ce mă ajută asta? Ce mi-a ajutat asta pentru bani ca să plătesc facturile? Un singur lucru uităm în gândirea noastră, care este cel mai major și care mulți oameni de spiritualitate încearcă în ultimii ani să se proiecteze, că reflecția realității în care trăim. Deci viața care dumneata o ai, în care te chinuiești și plătești biluri și nu-ți mai... este o proiecție dinăuntru în afară. Deci înseamnă că tu înăuntru tău nu ești unde trebuie în stadiul tău de evoluție și continui să-ți perpetuezi o viață mizerabilă. Da. O viață mizerabilă. Plină de frământări. Eu totdeauna m-am dat pe mine exemplu oamenilor de jos și am spus și eu am fost la fel cu voi, că și eu m-am născut la țară. Nici eu n-am avut niciun ban. Și bunica mea avea 11 copii, dar nu i-a aruncat. Și eu am trăit ca un copil sărac și amărât, care îmi făceam, cântam într-o expres, haine din draperiile din casă. Eu coseam paiete, eu cu mâna mea, ca să arate bine pe televizor, dar cine le vedea în realitate spunea, nici nu poți să intri pe scenă, dar pe televizor arătau bine în anii 79, nu aveam bani pentru nimic. Și într-o zi am hotărât, dar pot eu să răstor lumea mea interioară și să fac mai mult de atât și să-mi dovedesc. Și îmi spuneam eu, ce fel de casă aș vrea să am? Aha, cu piscină, să fie lângă Oceanul Atlantic. Și părea o fabulație, toate astea păreau fabulație. Am intrat în America cu $40 în buzunar și le spuneam, eu vreau să o cunosc pe Hillary Clinton, că am așa o simpatie pentru ea. Și chiar acum mă duc să mă întâlnesc cu ea pentru a mia oară. Adică se poate, dar eu am creat realitatea asta, că nu mi-a făcut nimeni, n-a făcut nimic pentru mine. Că nimeni nu face nimic pentru noi până la sfârșit. Când te duci și te întâlnești cu Hillary Clinton, despre ce vorbiți? Iar acum, întâlnirea este în Miami, de fapt. Uite că fac public ceva, că lumea nu știe. E o întâlnire destul de privată la cineva acasă, care este ca un fel de discuție despre campania ei. Și sigur că un om ca mine și ca milioane de oameni sunt suporterii ei. Eu totuși rămân la părerea că în America, așa că am deschis subiectul, o femeie trebuie să ajungă. Asta a fost viziunea mea de 20 de ani. Pentru că noi încercăm să balanțăm. Am ajuns în anul 2 este energia feminină. Deci când am intrat în energia feminină a timpului, trebuie să aducem femeia, să o readucem după mii de ani. În antichitate, femeile conduceau lumea. A intrat dominația 1 masculină și 2000 de ani au fost numai bărbații la conduce. Este momentul să descoperim forța feminină, care e mai mult forța păcii. Că femeia nu se duce la război. Femeia își protejează copiii. Femeia... Păi și din lipsa asta de activitate a bărbatului, dacă el va fi pe plan secund, ce va face el? Eu asta mă gândesc, cum ar fi Bill Clinton, pe care de altfel îl cunosc foarte bine. Cum ar fi Bill Clinton în Casa Albă ca soț? Ca soț, exact. Deși America continuă să-l iubească pe acest bărbat atât de șarmant. L-a iertat atât... Hillary. Vezi, mare lucru, că toată lumea vorbește despre înșelăciune, despre trădare. Și cum ai putut să-l trădezi, dar nu i-a fost ușor. Dar ea a fost foarte testată. A trebuit să arate lumii că dacă o femeie poate să ierte infidelitatea bărbatului, să meargă mai departe. Deci se poate. Cât este de greu, dar se poate. Dar ce vorbim cu Hillary? Vorbim de cum să aducem o femeie care e cea mai pregătită în politica americană să intre tot, pentru că știi câți adversari are, știi cât este la ora asta de urâtă această femeie, toată America, păi nu mai plac mai... Dar este o falsă afirmație, pentru că la o adică în dezbaterile politice nimeni nu poate să o bată. Este cea mai pregătită. Avem variante pentru a trăi în pace, în armonie, în înțelepciune. De cine depinde să facem alegerea bună? Economia se prămușește, vine foame. Asta este varianta răului. Aflați aici.
Rămâneți! Mamele prea grijulii pot limita bucuria copiilor, iar bucuria copiilor este joaca. Acum poți da libertate copiilor tăi, lăsându-i să se joace, să alerge, să se bucure chiar și în sezonul rece. Șeleuri gumate mini-marțieni îmbogățite cu echinacea te vor ajuta să întărești sistemul imunitar al copilului tău datorită echinaceei, vitaminei C și zincului. Preferate de cei mici, ușor de administrat de mămici. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Seven Days Choco, ciocolată pe bune. Stimate domnule! Pancreas? Zis Panchi! De ce protestați? Să se afle că balonarea și durerea abdominală pot ascunde o suferință a mea. Nu produc suficiente enzime pentru digestie. Și ce revendicați? Am nevoie de Creon. Datorită tehnologiei inovatoare, mini-microsferele Creon cu enzime pancreatice acționează eficient în intestin, asigurând o digestie optimă, eliminând simptomele insuficienței de enzime pancreatice. Gata, nu mai protestez. Iau Creon și radiez. Disconfort și balonare? Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Tinerel sau bunicuț, ninge peste tine, fă-ți ghetuțele ascurate să lucească bine, și apoi hai cu mic cu mare la noi împreună, căci de sărbători bun cu bun se adună. Noile Grand Deluxe, Star Deluxe și cartofii Winterdip te așteaptă doar la McDonald's. Unele situații pot duce la senzații de panică sau sufocare, palpitații și dureri în piept. Din fericire, te poți liniști rapid cu Extra Valerianic Biofarm Cardio. Uiți rapid de palpitații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Nu-mi vine să cred cât de ușor găsești tot ce-ți dorești pe lajumate.ro. Simona din Suceava vinde o geacă elegantă și călduroasă cu 219 lei. Lajumate.ro e singurul site care pune anunțul pe TV. Adaugă anunț pe lajumate.ro. Pentru a evita ridurile, poți să nu mai râzi, să nu pierzi nopțile sau poți fi pur și simplu fericită folosind crema Nivea Q10 Plus Anti-Rid, care reduce ridurile în doar 4 săptămâni. În lume, odată la 2 secunde, o femeie alege fericirea cumpărând crema Anti-Rid Q10 Plus de la Nivea. De sărbători, dăruiește celor dragi cadourile Nivea Q10 Plus. Primele simptome ale unei circulații sanguine deficitare sunt mâinile și picioarele reci, urmate de pierderile de memorie. Noul Ginkgo Brin Max, prin conținutul ridicat de extract de ginkgo biloba, sprijină circulația periferică, oferindu-ne căldură și confort, îmbunătățind procesul de reamintire, conferindu-ne încredere. Astfel, funcționăm așa cum natura ne-a creat. Perfect! Ginkgo Brin Max. Confort și încredere. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Când ne adunăm așa mulți de sărbători, e greu să încăpem chiar toți, toți într-o poză. Dar încercăm și încercăm. Pentru noi contează să surprindem momentele speciale împreună într-o poză de familie, oricât de numeroasă ar fi ea. De sărbători, vino la Germanos și ia-ți telefonul Samsung Galaxy Grand Prime cu o cameră foto performantă cu unghi ultra-larg pentru cele mai reușite selfie-uri. Acum îl poți avea cu numai un leu la abonamentul Telecom Mobil L. Germanos. Te conectează cu tehnologia. O capsulă Mucosolvan Max cu puterea a mii de microperle acționează timp de 24 de ore împotriva tusei productive. Mucosolvan Max. O singură capsulă pe zi. Aș putea fi... aș putea fi o plăcintă delicioasă cu mere, nuci și scorțișoară. Faci mereu ceva bun cu Lenco Patisero. Când am recomandat pacienților mei la Calut Activ, nu m-am gândit că îmi voi pierde meseria. La Calut Activ protejează gingiile împotriva parodontozei și oprește sângerările gingivale. Vă rog, nu folosiți la Calut Activ. Nu ne luați pâinea de la gură.
M-am săturat de pisici vintage, de nori suprasaturați, de selfie-uri alb-negru. Cum pot să pozezi atâtea? Tricuri cool, glume proaste prin oraș, sărutări ca în filme. Sunt mii de lucruri tari pe care poți să le surprinzi. Trimite codul de pe orice ambalaj de Jacobs 3-in-1 și câștigă zeci de aparate foto-video. Trăiește viața fără filtre. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftibloc Gel. Aftibloc grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Aftibloc. Eficiență fără durere. Pe cel mai frumos l-am luat, nu e prea mare. Mi-am dorit mult un telefon nou și ca să-l obțin, m-am pus la dispoziția vecinilor. Piridușul clădirii. Vă place? Să trăiești, mulțumim. Vă mulțumesc. Ei mă sună, eu primesc telefon și net. Bine faci, bine primești. Acum la cartelă primești net și credit pentru telefon ori de câte ori te sună prietenii. Da, chiar poți să-ți iei telefon la cartelă, numai în Supernet 4G, oricând contează. Vodafone. Călătorește în lumea modei. Colecția inspirată din Viena îți aduce pulover damă la doar 39,99 lei. Pulover tricotat pentru bărbați la numai 59,99 lei. Și pantaloni stretch pentru damă și jeans bărbați începând de la 44,99 lei. Lidl. Ceva nou în fiecare săptămână. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Nu rata o ediție senzațională! Descoperă-l pe Cătălin Botezatu așa cum nu l-ai mai văzut niciodată! Află chiar de la el cum a petrecut la ziua de naștere și ce planuri de viitor are doar la Star Magazin cu Nasrin, astăzi de la 2 după amiaza, la Antena Star. Istoria mondenă ți se dezvăluie într-o emisiune de temut. Nu mai vedetă să nu fii. După ce vine emisiunea asta, se instalează o tăcere grea. Dosarele VIP cu Brancu și Capatos în fiecare duminică de la ora 4 și jumătate după amiaza la Antena Stars. În luna cadourilor și a marilor câștiguri, cel mai mare $100.000 care se poate dubla. Primește în casa ta spectacolul de milioane, distracția și premiile. Un mare norocos poate câștiga $200.000! Cu Super Bingo Metropolis câștigi pe bune. Duminică, de la 4 după amiaza, doar la Antena 1. Avem variante pentru a trăi în pace, în armonie, în înțelepciune. De cine depinde să facem alegerea bună? Economia se prămușește, vine foame. De asta este varianta răului. Aflați aici. Rămâneți! Deci tu o votezi pe Hillary pentru președinția Statelor Unite. Pentru că cred că ea este cea mai pregătită din punct de vedere politic să conducă această țară. Și emoțional cum este? Femeia asta este atât de puternică. Dacă o cunoști în persoană pe Hillary, vorbește cu tine, parcă te știe dintotdeauna, nu știu cum te ține minte. Pe mine când mă vede zice Carmen Vino, dar nu știu cum mă ține minte pentru că ea cunoaște atâta lume. Bine, pe mine mă ține minte că eu i-am spus niște lucruri acum 20 de ani. Și pentru asta nu cred că mă poate uita. Care exact lucruri de bine cam așa i-ai spus atunci? I-am spus că va candida pentru președinție. I-am spus că nu se va despărți de soț. I-am spus că o să aibă un nepot. I-am spus lucruri care au trebuit mult timp. De asta. Și lumea spune, Carmen, tu ești ghicitoare? Nu. Eu sunt un vizionar, dar nu am niciun talent la ghicit sau la nimic. Sau... Carmen. Nu mă simt clarvăzătoare, mă simt doar un vizionar. Un vizionar care... Toți trebuie să fim vizionari al timpurilor în care trăim, pentru că altfel nu știm pe ce lume trăim. Ne pierdem în vârtejul lumii. Dar o femeie puternică avem și noi aici în România? Stați prost. Îmi pare rău. Stați prost la femei puternice. Femeia româncă există, dar nu-i descoperită. Nu-i descoperită și uitați-vă ce politicieni aveți.
Eu nu vreau să fac comentarii, dar aveți niște politicieni care nu sunt politicieni. Sunt orice. Sunt buni, mă uitam aseară, vedeam o emisiune cu unul din foștii voștri conducători care cânta și una din fostele voastre femei, așa zis, puternice, cânta și cânta atât de fals că a trebuit să închid televizor. Dar pentru ce? Adică ce se demonstrează prin chestiile astea? Și unde, cum e posibil să sari de la a fi un politic să ajungi după gratii? Cum e posibil? Cum e posibil? Conștiința, că vorbeam de saltul în conștiință. Pentru ce această corupție la și făcută atât de prost, da? Da, și atunci unde e puterea? Unde e viziunea vieții tale? Unde e viziunea politicii? E doar lăcomia care te copleșește. Ce se întâmplă în România? Se caută cine a furat, cât a furat, se scormonește de 20 de ani în urmă, se scormonește câți copii s-au vândut, cât s-a furat, unde sunt averile furate? Trăim vremuri în care iese la iveală tot ce e mai rău din om. De ce acum? De ce acum se întâmplă toate astea? S-a depășit un prag al acceptanței? Pentru că tot ce se întâmplă în lume și s-a întâmplat greșit, iese acum la lumină. Pentru că nu mai avem mulți ani până în 2033. Noi acum trebuie sau ne trezim sau am amorțit definitiv. Putem intra într-o direcție complet greșită care va duce, am văzut un reportaj foarte bine realizat de fapt la televiziunea americană, în care arăta cele două variante. Varianta care merge spre sperzanie, în care omenirea încet, încet, încet se va decima, se va ajunge la războaie, oamenii vor muni cu sutele de milioane, dacă nu spun miliarde, înțelegi? Economia se prămușește, vine foame, asta este varianta răului și varianta bună, în care oamenii găsesc soluții. Și totdeauna pentru oameni a fost ideea, păi suntem prea mulți, ne trebuie război să ne... Nu e adevărat, greșit, complet greșit. Fiecare din noi are dreptul la viață în aceeași măsură. Există loc pe pământ. Chinezii acum au voie să facă doi copii. Nu mai pentru că limităm de frică că vom fi prea mulți. Ce interesant, dacă ne întoarcem 2000 de ani în urmă, eram vreo 7 milioane de oameni. Suntem 7 miliarde în 200 de mii, dar progresăm cu o viteză incredibilă, incredibilă. Deci progresăm la care putem să ajungem la un număr de miliarde de nul, să nu-l mai știm, care va fi șansa noastră în viitor dacă vrem să fim pașnici cu noi, că nu suntem, pe noi nu vine aliens să ne atace, nu ni se întâmplă, nu există așa ceva. Nu contez că există alte civilizații, nu contez că există viață în alte, eu am fost cea care am spus la televizor, în 2000 că există apă pe Marte, eu am fost cea care am spus că vor veni alte planete în sistemul solar și se uitau toți la mine și nu înțelegeau despre ce vorbesc. Dar tot eu sunt asta care spun că, da, ne putem întoarce pe Marte și găsim viața și acolo. Și cum am construit viața pe Pământ în 2000 de ani, în 10.000 de ani, putem să construim și acolo. Sunt planete în univers, căutăm. Cine ar fi crezut vreodată că Pământul se învârte și că putem să ajungem pe Marte, în univers. Există o nevoie imensă de a-l face pe om, pe cel care a greșit, să recunoască, să plătească. Oamenii își doresc asta, să vadă cum cei care greșesc se căiesc. Vedem că femeile care și-au abandonat copiii sunt răstignite la televizor. Cei care au furat sunt încătușați, duși la pușcărie. Da, eu întreb așa, învață oamenii ceva din asta sau doar se bucură de răul celuilalt? Nu știu, asta cu să moară capra și să bucură de râul, în România este, a rămas în picioare. De asta nu putem scăpa. Nu putem scăpa. Putem scăpa. Eu nu că dau America, că America are problemele ei și, cum să spun, lipsurile ei foarte grave, dar acolo nu vezi. Eu am vecini, bună ziua, de 10 ani, nimeni nu interesează ce fac eu, habar nu au. Dar dacă e vreo problemă, sare și mă ajută. Am avut toată un foc în spatele casei, am văzut vecini care nu i-am cunoscut în viața mea cu călești de apă, au sărit, au chemat. Adică sentimentul ăsta a existat. De atunci însă nimeni nu m-a întrebat nimic ce fac eu cu viața. Dar tu ce ai pățit atunci? De ce era foc? Cineva foarte drăguț s-a gândit să-mi dea foc la... Dacă serios? Poți să crezi așa ceva. Da. Un american? Și am să spun, nu. Un român. Un român? Un român. Deci ce s-a întâmplat? Eu am în spatele casei mele, unde am pul, am niște palmieri uriași, uriași până la cer. Am cei mai mari palmieri din zona mea, da? Și cineva a aruncat cu
petrol cu gaz și porma a dat foc. Și eram în sufrageria mea și vorbeam la telefon și mi-am scăpat telefonul din mână. Palmierii mei erau până la cer, în foc, în flăcări, în flăcări. Și am toate dovezile de la că a venit, bineînțeles, poliția, pompierii, tot ce vrei. Dacă dura 5 minute focul mai mult, intra în garaj, îmi exploda mașinile în garaj și poate că îmi exploda o parte a casei. Deci se întâmpla o mare tragedie. A fost prins făptașul? A fost arestat? Cineva l-a văzut cum arăta, spunea că îl chema Bion, că lucra pe nu știu unde. Nu l-am găsit, n-avea acte în sfârșit, nu mai contează, viața merge înainte. Dar iată de faptele rele are oamenilor care vin din ce? Din răutate, din invidie, din prostie, din nici nu știi. Deci iată conștiința de jos umană care funcționează pe linienul ăsta, hai să tăiem capul, hai să facem rău. A, ce bine ne simțim că am făcut rău. Conștiința celor care încă se bucură de bani necinstiți, încă iau șpagă, cer bani, se bucură de privilegii necinstite, nemeritate. Conștiința acestor oameni nu suferă nicio transformare, niciun salt în evoluție. Nu, pentru că astea sunt oameni care, de fapt, nu știu ce conștiință au. Ei nu funcționează ca la nivelul că lumea e construită pe bani, și ca să trăim o viață bună, ne trebuie acești bani și călcăm tot în picioare în numele banului. Nefericirea este foarte mare că oamenii din ăștia sunt mulți. Și de ce ajung ei în posturile astea foarte importante? Tot pe ușițe din dos și prin tot felul de șmecherii și aranjamente. Omul simplu, omul pur, omul curat la suflet, nu încearcă manevre de genul ăsta. Trăiește cu atât tare și găsește că, de fapt, fericirea lui interioară e mai de preț decât să-și riște viața pentru $1,000,000, pentru 100 de milioane, pentru viața, orice. Demnitatea, demnitatea, tot ce vrei. Uite-te la toți oamenii ăștia care ajung mai devreme sau mai târziu, vine ziua plăților. Tot nimic nu rămâne nelemurit și neplătit pe pământul ăsta. Tu intri des în legătură cu lumea spiritelor pentru că ești medium. Știu asta. Dai, faci domnule, și asta. Eu am această constantă comunicare cu ceva pentru care am fost crucificat, am fost... Lăsând asta la o parte. Voi continua să cred totdeauna și că din este familia ta sunt anumite spirite, da, exact, care o te ajută. O, da, totdeauna. E vorba de tatăl tău. Da, e adevărat. E vorba de soțul tău. Da, da. Tot timpul este o avertizare. Mi se spune atunci, acum, ascultă semnale, știi că viața ne trimite tot felul de semne pe care le putem lua în considerare și le putem ignora. Dar vreau să te întreb așa, cum ne ghidonează spiritele de dincolo? Ca să nu mergem totuși spre dezastru, pentru că am putea să ne gândim că totuși nu o să ajungem acolo. Apropo de variantele alea două. Lumea spiritului este o lume care trăiește nu în timpul fizic, ci în timpul continuu, cum a spus Einstein. Deci în lumea asta fizică, noi suntem ghidați de unde luăm banii, cum plătim bilurile, lumea materială. Concretă. Este lumea asta de jos care funcționăm pe ea. Vorbim de dimensiunea 5-a. În momentul când ne detașăm de lumea fizică, intrăm în lumea, așa zisă, ideală sau în lumea de dincolo, unde nu mai ai conceptul de timp. Și atunci se spune că spiritul care trăiește, că spiritul nu moare, nu îmbătrânește. Sufletul nu îmbătrânește niciodată, spiritul nu îmbătrânește niciodată. El când intră în această dimensiune, el intră tânăr. Mă amintesc, soțul meu a murit, mă uitam la el și în momentul când a murit, l-am văzut tânăr. L-am văzut tânăr ridicându-se din acel corp bolnav și plecând cu mama lui pe care n-am cunoscut-o niciodată. Și mi-am dat seama că el s-a întors, de fapt, a intrat în acest timp continuu și a revenit tânăr. Și rămânem așa, în această lume așa zisă eternă, unde este foarte frumos, mi se spune că dincolo de lumea asta fizică, este o lume foarte paralelă cu lumea fizică, dar care este absolut superbă. Și ei, văzând, neavând conceptul de timp, ei anticipează, văd ce ți se întâmplă, îți văd în avans firul vieții pe care, coridoarele pe care trebuie să treci, unde tu ești, ai liberul arbitru să intri sau nu. Ei pot, prin diferite semnale, să te aventizeze, să nu faci o mișcare greșită, să nu, cum să spun, să nu faci un gest greșit că s-ar putea să te coste, să nu iei un avion care va cădea, să nu, înțelegi, să nu
cum să spun, semnez un contract care înseamnă o nenorocire sau așa mai departe. Deci eu am avut nenumărate semne. Trebuie să recunosc că de câte ori n-am ascultat și de câte ori n-am ascultat, am regretat. N-am spus că aveam un cățeluș care am vrut să-l duc la doctor și lumea divină m-a oprit. De 10 ori am greșit exitul spre doctor, unde știam foarte bine unde e doctorul. Bineînțeles că ducându-l câinele a murit. N-am să-mi iert niciodată chestia asta, pentru că iubesc animalele. Mi s-a arătat să nu iau exitul ăla. Și de câte ori era să intru, nu intram la acel exit. S-a blocat strada. Și n-am ascultat lumea de dincolo care a spus, nu duci câinele ăsta că va muri. Eu nu. Eu am crezut că îl salvez. În limitarea mea. Deci îți dau un exemplu. În felul ăsta lumea îți arată, dacă ajungi pe stradă și vezi că s-a blocat, dacă ai trimis un cec care îți vine înapoi, nu-l mai trimite. Dacă ai văzut că strada s-a blocat, nu intra pe strada respectivă. Nu mai insista. Dacă vezi că la examenul respectiv, ori de câte ori dai, înseamnă că nu-i direcția ta de viață. Dacă vezi că bărbatul pe care îl iubești dă semn un anume și vezi că ceva nu e, ia renunță la relație și ia o altă direcție. Deci semnele sunt acolo. Noi ne încăpățânăm să mergem de multe ori contra așa ziselor semnale divine. Dacă nu se întâmpla drama de la colectiv, guvernul nu se schimba. Deci iată că și cu sacrificii se spune că prin suferință... De ce a trebuit să fie plătită schimbarea asta? Miracolul. Păi gândește-te și la Revoluție, din câte știu dar eu. De ce și acum, după atâta vreme? Bine, aici e o combinație de elemente. Da. E o combinație de elemente și schimbarea discuția a trebuit asta să fie plătită cu sânge, cu moarte. Pentru că de multe ori prin aceste suferințe, cum se spun, se face lumină. E trist, e nedrept, dar e adevărat. Prin suferință evoluez. Am oameni care au trecut prin cancer și au spus de ce a trebuit. Au ieșit din cancer complet transformați. Uite, complet transformați. Am avut o celebritate mare, nu mai dau nume, dar care, un om rău, dar bogat, super bogat, super cunoscut. Într-o zi a făcut acest cancer la creier și mă rog, s-a transformat, avea o colecție uriașă, cele mai scumpe ceasuri din lume, avea așa. Când s-a trezit și a dat seama că și-a, Dumnezeu i-a mai dat o șansă, s-a dus în Tibet și a dat toate ceasurile alea cadou la toți, ăia care n-au putut să aprecieze oricum. Absolut. Pe care oricum nu-i interesa că au un ceas sau nu-l au, pentru că ea trăiesc într-o altă lume a minții și nu a fizicului. Dar el a dat tot, a vrut să se... A zis, domnule, mi-a dat Dumnezeu un can de trăit și eu m-am atașat de lucrurile astea. Uite, iară că n-au valoare. Asta a fost... Îți dau un exemplu. Revelația. Lui. Dar uite, Gabi Cotabiță a spus că încă n-a aflat de ce a trebuit să treacă prin asta. Vai, la el este o poveste atât de interesantă. Eu care sunt cu codificările fizicii, el avea în codul lui de viață, în data în care s-a născut, avea această limitare că are o, și cum se spune noi în popor, spune, ai o cumpănă. Cumpănă, avea o cumpănă de atât de profundă, înțelegi? Că era întrebarea, trece sau nu trece? Și era mai mult înclinat să nu treacă. Dar dacă luai numele Gabriel Cotabiță și făceai codificarea numelui, că stai cifra 8, care de multe ori ne salvează, care ne, de unde vine viața mai lungă, este dacă avem această cifră. Pe el l-a salvat numele Gabriel Cotabiță și am să spun, dacă el nu e la Gabriel Cotabiță, după o zi, două îl scoteau de pe aparate și pleca. Dar pentru că pe el l-a chemat Gabriel Cotabiță și a schimbat codificarea prin nume, el a supraviețuit. Aici este un caz foarte interesant, că toți suntem codificați. Dar eu cred că el încă nu a avut revelația, dar o să o va avea. Eu cred că el o va avea. Interesant că îl urmăream la un moment dat că a spus că nu a văzut lumina. Păi dacă vedea lumina, ar fi plecat. Ar fi plecat pe coridorul de lumină și intra în dimensiunea următoare. Dar el totuși a fost și ținut de cei din jurul lui, de fetele lui care îl chemau, vino, nu pleca, nu pleca. Și atunci a rămas. Dar sufletul lui a călătorit în timpul continuu. Da, altfel a și spus. Da, a călătorit, a văzut multe lucruri și a dat seama. După ce m-a plimbat, am văzut lumea, m-a plimbat la Roma, m-a plimbat în Filipine. Ai fost în Filipine? Niciodată n-am fost, nu. Am fost în Australia. Și și-a dat seama că detașarea de corpul fizic
nu este niciun fel de durere. Sau, de fapt, nu suferim când murim, suferă cei din jurul care nostru, rămân. Noi nu suferim deloc. Da. Dragostea cerută de Mântuitorul Iisus trebuie să fie curată și jertfelnică față de fiecare om, chiar și față de necunoscuți, după pilda dragostei arătate de El față de oameni. Cu dragostea aceasta, creștinul trebuie să dezrădăcineze din sufletul său orice urmă de mânie și de ură față de semenul său și să răsplătească răul cu binele. Niciodată n-a înțeles omul ce e dragostea față de semenul său. Niciodată n-a înțeles omul sacrificiul lui Iisus, odată ce niciodată n-a fost pace deplină pe pământ. Dacă omul n-a înțeles asta, crezi că Dumnezeu și-a sacrificat Fiul inutil? Nu, cred că Iisus a greșit timpul în care a venit. A venit la începutul, cum s-a zis, erei astea negre și a încercat să trezească conștiința și indirect și-a dat seama și a spus, eu am să vin după 2000 de ani. Dacă te gândești că Iisus a murit la 33 de ani și adaugi 2000 cu 33, creăm cifra 2033. Epoca de aur începe abia atunci. Și nu știu ce spune Hristos dacă ne-ar vedea, dar cred că ne vede de tot ce facem și cât de mult am, eu zic că am regresat, nu știu că suntem, n-am progresat de niciun fel. Am creat o lume extraordinară, avem computere, telefoane, toată lumea, dar unde este evoluția noastră emoțională? Suntem aceiași oameni care ne trădăm, care ne omorâm, care nu progresăm, nu învățăm nici măcar de la animale, că sunt din multe puncte de vedere peste noi. Că nu, ei nu se omoară, nu au răutatea asta care are o ființă umană. Deci m-aș trea ce zice Hristos de noi la ora asta, Iisus, și cât de mult își dorește să revină cu învățăturile Lui, dar eu cred că omenirea va beneficia de acest Hristos într-o altă formă și că vine momentul ăla al revelației și a forței universale care intervine și va scăpa percepția umană, dar trebuie făcută masiv, trebuie făcută colectiv. Nu la nivel de România sau la nivel de America, nu, trebuie global, făcută global. Și atunci omenirea... Cum se va întâmpla asta? Trebuie să existe o mare revelație, un mare fenomen care vine de sus. Fică lucrurile mari nu vin la nivelul ăsta de jos, de la nivelul piramidei. Și cred că, eu cred în această revenire a lui Iisus în complet altă formă decât ne-o putem oamenii noi imagina. Sau în intervenția divinității. Printr-un om care este pur și simplu desemnat, de cred în așa ceva. Le face doar sandwich-uri gustoase? Linko cel nou, special pentru piure, face piureul mai cremos, mai pufos, mai delicios, chiar și fără lapte. Și așa am un ban pentru pușculița mea. Încercați acum noul Linko, special pentru piure cremos, chiar și fără lapte. Potrivit și pentru post. Acum poți să faci cadouri cu adevărat originale, elegante, nuanțe seducătoare. De parchet laminat sau duș umeat sau altceva. Cu cardurile cadou de la Dedeman ai peste 45.000 de posibilități să fii original. Spre exemplu, brad natural de Crăciun, înălțime 140-170 cm, la doar 49,99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Ai timp de promoții? Câștigă premii direct în cutie. Amigo, energie, nu vorbe. Ți se întâmplă adesea să uiți de lucrurile cele mai importante? Pentru memorie bună și concentrare optimă, ia Bilomag Forte. Bilomag Forte conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6. Bilomag Forte, ia aminte să ții minte. Încearcă cea mai bună rețetă Whiskas de până acum. Pisica ta o va adora mai mult ca niciodată. Efectul de lungă durată este intensificat de uleiurile volatile de eucalipt și mentă. Dixtonim Xylo Aroma desfundă nasul mult și bine. Acțiune delicată, respirație intensă.
Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Viața într-o singură culoare? Nu și pentru mine. Dar există Casting Creme Gloss de la L'Oréal Paris. Ce nuanță să aleg? Irezistibilă de fiecare dată și super strălucitoare. Fără amoniac, nu deteriorează părul. 26 de nuanțe Casting Creme Gloss de la L'Oréal Paris. Tu pe care o alegi? Pentru că meritați. Proenzi Arthrostop Rapid cu formulă inovatoare contribuie la menținerea sănătății, elasticității și flexibilității articulațiilor. Proenzi Arthrostop Rapid. Libertate în mișcare. Cumpără pachetul promoțional Proenzi Arthrostop Rapid și primești crema cadou. Ce să pești aici? Bunici, anul ăsta ați primit cadou o vacanță prelungită cu pic și poc ăștia. Dăruiește bucurie oricând contează. La Vodafone ai cadou tableta pe care să o dăruiești cui vrei tu. Plus smartphone cu net nelimitat inclus în Supernet 4G. Vodafone. Bunicule, jucăm ascunsea? Da, bunicule. Tu te pui. Băi, șmecherilor, ia ieșiți afară de unde v-ați băgat. După orice mâncare, Colebil pune bila pe picioare. Pentru a fi sigură pe mine, culoarea părului meu trebuie să fie perfectă. De aceea am încredere doar în Garnier Color Natural. Încearcă-l! Îmbogățită cu 3 uleiuri, formula cremă protectoare hrănește părul în timpul vopsirii și după. Culoare mai strălucitoare pentru mai mult timp și niciun fir alb. Garnier Color Natural. Un păr hrănit pentru o culoare mai bogată. Garnier. Ah, nu mi-e bine. În sezonul rece, imunitatea organismului scade. E timpul să iei Gripovit Max C. Gripovit Max C. Forță dublă pentru imunitate. A mai trecut o zi. Mâine una nouă. Acum pe la jumate.ro. De vânzare motocicletă. Ia uite, cineva vinde o motocicletă fix ca a mea. Exact. Și are ghete fix ca ale mele. Asta-i. Da. Ce motocicletă, domne? Știi ceva despre asta? N-ai zis că vrei să o dai. Eu. Ai zis că vrei să-ți iei una nouă și pe asta nu o dai, că ai motive sentimentale. Am vrut să te ajut. Eu? Sentimental? Da, e valabil. Când veniți să o luați? La jumate.ro îți pune anunțul pe TV la și jumate. Adaugă-ți anunțul acum și poate fi văzut de milioane de oameni. Palonare. Digestie lentă. Da, știu, deficit de enzime digestive. Senzație de prea plin. Fiecare zi? Triferment. Pentru o digestie eficientă în fiecare zi. În cazul persoanelor cu deficit de enzime digestive. Poftă mare fără balonare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Aș putea fi... Aș putea fi o plăcintă delicioasă cu mere, nuci și scorțișoară. Faci mereu ceva bun cu Lenco Patissero. În România, una din două femei și unul din patru bărbați suferă de constipație. Colon Protect previne în mod natural constipația, elimină toxinele și stimulează peristaltismul. Colon Protect, soluția naturală împotriva constipației. Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Maestria bucătarului, forma originală, ingredientele naturale și tradiționala foaie de plăcintă. Asta înseamnă o adevărată plăcintă grecească. Autentica plăcintă Chihi de la Alfa. Bucură-te de ofertele Magenta One de sărbători. Ai televiziune gratuită în primele 6 luni și televizoare Samsung de ultimă generație cu plata lunară direct în factura Telecom. Sună acum la 1930. Telecom. Experiențe împreună. Votează acum! Doar tu decizi cine câștigă premiile showbizului românesc. Intră în acțiune și votează vedeta preferată la fiecare categorie. Starul feminin al anului, starul masculin al anului, evenimentul anului, hitul anului, Forever Star, cuplul anului, Family Stars. Intră pe site-ul premii.antenastars.ro și votează vedetele care contează, iar Antena Stars le premiază la premiile showbizului românesc, pentru că Antena Stars vede tot. Astăzi, pregătește-te pentru ziua surprizelor! Vă dorim la mulți ani să vă dea Dumnezeu tot ce vă trebuie și mai departe, Nicolae. E și ziua mea.
Să petrec așa. Și distracție pe cinste. Am bătut cale lungă să fiu aici lângă tine pentru că am auzit că e mare petrecere. Noi dragi prieteni sus paharul. Campionii celor mai tari petreceri sunt doar aici. Ești invitat special la cheful lui Nicolai. Surpriza mea pentru Nicolai. Astăzi de la 8 seara la Antena Stars. Cum îl vezi tu pe acest om? Acum, ce se întâmplă? Așa cum eu pe Dumnezeu nu-l văd într-o formă umană. Cum spunem că Iisus a fost copilul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu are formă de om, înțelegi? Dumnezeu este ceva universal, este o forță, înțelegi? Dar își ia chipul, înțelegi, nostru, că numai în felul ăsta ne poate învăța. Cred că noi vom fi ghidați, învățați, luminați într-un fel sau altul printr-o intervenție divină de magnitudine incredibilă. Acest fenomen trebuie să se întâmple și se întâmplă în viitorul până în 2030. Trebuie să se întâmple, pentru că altfel nu putem să intrăm. Dar noi trebuie să intrăm. Dar spune-mi, draga mea, crezi că va fi o femeie, va fi un bărbat? Aș putea să cred mai mult cu o femeie decât un bărbat. Pentru că, cum se spun, forța, cum am spus, a păcii și a înțelepciunii, înțeleg, și pământul, Hera și toate, dacă ne uităm la toate Isis, toate zeitățile lumii, cu mii și mii de ani în urmă, dacă te întoarcem, când trăiam sub dominație feminină, trăiam într-o altă lume, cu o altă percepție, cu o altă percepție. Va fi greu, draga mea, pentru că ce va spune biserica masculină? Stai puțin, că conceptul cât de biserică se schimbă. Unde era biserica de când ne întoarcem 6.000 de ani în urmă? Nu, adică noi ne întoarcem în timp și vedem cât de mult lucrurile s-au schimbat și că din 2000, din 4000 de ani, omenirea trebuie să se schimbe radical și că într-un fel sau altul, așa cum a fost cu Arca lui Noe și așa, adică ceva major se va întâmpla. Până atunci ne trebuie lecțiile de viață. Nu? Ca să trăim altfel și să trăim mai frumos și mai sănătos și mai adevărat. Și de asta am scris eu cartea asta, am această, de fapt am semnare de carte, deci toată lumea invitată că este liberă intrarea, după care am o conferință, chiar de asta vreau să vorbesc. Pentru că vreau ca vorbele mele să rezoneze în sufletul oamenilor și să învățăm ceva împreună. Ce aduce cartea asta cititorilor tăi? Arată micile înțelepciuni peste care uităm să trecem. Vorbește de la cum să treci peste infidelitate, cum să te găsești pe tine, cum să-ți rezolvi legile karmei. Are nenumărate, cum să spun, învățături, care eu singur le-am tras din viața mea și știu, am învățat foarte mult de la oamenii cu care am lucrat. Am învățat enorm de mult de la pacienții mei, de la clienții mei, de la lumea mea. Toate lucrurile și cele negative prin care eu am trecut m-au învățat ceva, m-au învățat cum nu trebuie să procedăm. Da. Iar asta, cealaltă carte, mulțumesc pentru asta e ultima mea carte care mi-a apărut în America. Cea mai mare editură americană se numește Penguin Books. Și sunt foarte mândră că am scris-o cu copilul meu, tocmai ca să arăt că relația mamă-copil este cea mai importantă relație umană. Între mamă și copil, așa clădim adevărul pe pământ și dăm naștere generațiilor care vin. Și că relația asta este fundamentală. De asta eu sunt revoltată când văd că relația mamă-copil este negativă, când ea este fundația existenței pe pământ. Spune-mi două vorbe despre Alexandra. Ce face? Alexandra este foarte bine, are un iubit extraordinar. Se mărită? Credem că se mărită. Vrea, în sfârșit se gândește și ea. Să aibă copii, să aibă viața, este momentul în care să gândim în felul ăsta. Și e un copil bun, e un copil bun, scrie extraordinar. Nu că e copilul meu, are un talent, fiecare are talentul lui. Copilul meu are talent la scris. Îți mulțumesc tare mult, Carmen, că ai fost aici. Și eu, vai, dacă știi cât de fericită sunt, abia așteptam să vin la tine. Te îmbrățișez. Și eu, te iubesc. Te iubesc, să rămâi aceeași minunată. Doamne ajută. Și te iubim.
bine v-am regăsit la Star Magazin, la mulți ani tuturor celor care își serbează astăzi ziua onomastică.